Este anchetă după ce un taximetrist a fost filmat de un client în timp ce era acaparat de jocurile de noroc pe un dispozitiv instalat la bordul mașinii și asta chiar în timpul cursei. Deși trebuia să fie atent la manevre, la pietonii, la semnele de circulație, bărbatul de la volan părea absorbit de numerele și culorile care apăreau pe ecran la păcănele. Din când în când atingea dispozitivul montat în bord spre stupoarea pasagerului său. Clientul a mărturisit apoi că abia a așteptat să ajungă la destinație și să coboare din mașină. A făcut publică înregistrarea pentru a trage un semnal de alarmă. De câțiva ani, legislația interzice folosirea telefonului, a tabletei sau a oricărui dispozitiv în timpul șofatului, indiferent dacă sunt montate pe bordul mașinii. Polițiștii îl caută acum pe taximetristul care riscă o amendă și 4 puncte penalizare.